Fermierii care au depus cereri pentru subvențiile APIA și au declarat date nereale în vederea obținerii acestora s-au confruntat cu grave probleme în urma controlului la care a fost supus județul Dolj. În această perioadă, fermierii sunt planificați pentru a depune cererea unică pentru subvenția pe suprafață la centrele APIA. Răspunderea în completarea corectă a cererilor revine pe de o parte fermierului, iar pe de altă parte primăriilor care eliberează adeverințe privind suprafețele cu care aceștia sunt înscriși la registrul agricol. Primăriile sunt obligate să țină registrele agricole în ordine și să le completeze corespunzător. Începând cu acest an, răspunderea penală revine în primul rând funcționarilor primăriilor care ar elibera o adeverință neconformă cu înscrierile din registrul agricol. După perioada de depunere a cererilor, vor fi efectuate controale pentru depistarea celor care încearcă fraudarea fondurilor europene.